Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am găsit! Dacă Hristos v-ați a înviat, dragilor! trezit, faceți cafeaua și veniți cu noi la masă. Și acum vă spun și eu, Hristos a înviat! Veniți la cafeluță, uitați cafeluța noastră! Veți cu noi, dragilor! Mai repede faceți și voi, că se recește a noastră! Vă așteptăm! Să nu bem rece. Dacă ați fost la înviere și cum ați petrecut, uitați, au trecut și Paștile. Astăzi este luni. Nu știu voi ce faceți. Normal că sărbătorim și astăzi. Normal că e sărbătoare și astăzi. Așa că au trecut și Paștile. Cum știu sunteți, că dragilor? Ați avut foarte mult de lucru, ați făcut curățenie, ați făcut plăcintă, ați fost ocupat, nu prea ați avut timp de noi, dar nu știu ce s-a întâmplat, nu prea v-a plăcut ce am făcut eu, uitați-vă aici, am făcut, Pasca uitați, e foarte bună, dragilor. Ce plăcintă am făcut eu și vă spun de ce, vreau să vă spun exact de ce am făcut eu Pască a doua oară. Eu când am făcut prima dată de Florin Pască, Maria a fost plecat. Știți foarte bine, Maria cu Mihaela au fost la Londra, la Miha și au stat câteva zile, au stat vreo 5 zile. Și când au venit acasă, eu bineînțeles i-am pus câte două felii în frigider, la congelator pentru Maria. Că la Maria îi place foarte mult, e cu brânzele. Și la Mihai, la fel, bineînțeles, la toată lumea ne place. Și când am scos și am dat-o, a zis fata, bine, mamă, că m-ai făcut plăcinta asta când am fost eu plecat. Să mânc eu rece, în loc să mânc caldă, m-ai făcut să o mânc rece. No, zice, bine. Deci nu i-a plăcut, a zis că ar fi mâncat caldă. Și am zis, nu te năcăji, mamă, că avem brânză acasă. Că chiar m-a luat Mihai și am avut brânză în frigider și am zis să-ți fac alta. Că eu m-am pregătit să fac o altă plăcintă tot cu brânză. De-aia am luat brânză. Și atunci, dacă fata a zis așa că vrea pască caldă și să mânce și ea bună, nu rece, atunci normal. Am zis nu mai facem alt fel de plăcintă, facem tot pască, dar de data asta o să fac fără stafide. Că rândul trecut, da, ați văzut, am băgat foarte mult stafide. Nouă ne place, nu că nu ne place, ne place foarte mult, dar am pus exagerat de mult. Și acum am zis, nu punem deloc, să fie altfel. Și am făcut cu mai mult brânză. Și ca cu mai multe ouă fost. Da, ca să îi placă la Maria. Și pentru Maria am făcut a doua oară, că fata m-a cerut. Dar nu știu, na, acum fiecare face ce place, fiecare după gustul ei. Știți că e mai bună asta fără stafide, mie mai place. Da, foarte. E mai cremoasă și mai intens. Cea mai bună prăjitură cu brânză e Pasca, părerea mea. Uite, nouă ne place foarte mult la toți, și mie, și da, în special la Maria. Deci dacă ea nu încerea, vă spun sincer, eu nu făceam a doua oară. Nici n-am avut de gând să o fac, dar dacă fata m-a cerut, nu puteam să refuz, să zic, nu, nu-ți fac. Normal, am făcut pentru Maria că m-a cerut. Atât ai tot. Văd că vouă nu v-a plăcut, că nu v-ați uitat, dar este foarte bună. Dacă dragilor, încercați... noi vă spunem, Hristos a înviat, să nu uităm că Domnul Iisus a murit și a înviat pentru noi, ca să noi, noi să-i fim recunoscători și să fim așa cum place Lui. Deci, mulțumim la Dumnezeu și pentru bune, și pentru probleme, și pentru orice. Vă mulțumim dumneavoastră că sunteți alături de noi, așa cum puteți și dumneavoastră. Un număr mai mic, un număr mai mare. Vă mulțumim din toată inima. Vă dorim sărbători fericite, dragilor. Beți cafeaua cu noi, dragilor. Spuneți-ne cum a fost, dacă a fost copii lângă dumneavoastră, cei dragi. Dacă v-ați bucurat și ne bucurăm împreună de sărbători, sărbătoarea asta cea mai importantă, ca și Crăciunul. Da.
important, da. Când sunt cei dragi lângă noi, tot e important. Așa că noi ne bucurăm că voi vă uitați la noi și suntem sănătoși. Ce să vă mai spun? Așa că, dragii mei, cam asta este cu plăcinta. De-aia v-am povestit că să știți de ce am făcut, că altfel nu făceam. Mi-e place și pentru că Maria n-a mâncat și i-a plăcut foarte mult. Și preferata lui Maria. Și atunci am zis, decât să fac altceva, fac ce îi place la copii și ce mâncă. Normal. Da. Dragilor, spuneți-ne dacă ați fost la biserică, cum ați petrecut Paștele, dragilor. Cum sunteți? Ați vopsit două sau n-ați vopsit? Indiferent dacă ați vopsit sau nu, important e că Dumnezeu a fost lângă noi și lângă voi. Știu că ați avut mult de lucru săptămâna asta și bineînțeles că toată lumea ați gătit, ați făcut curat ce a trebuit făcut. Nu prea ați avut timp de noi, dar noi știți că vă iubim și așteptăm în continuare să fiți alături. Nu uitați, dragilor, Domnul Iisus a dat viața pentru noi și trebuie să fim mai buni. În primul rând eu să fiu mai bun și mai iubitor, mai cu fapte în primul rând mai bune să facem. Dumnezeu să ne ajute la fiecare în parte. Pentru că încă tot Paștele, eu m-am hotărât să citesc din nou din Matei, tot 28 îl citesc, ca să ne amintim că Domnul Iisus a înviat pentru noi, dragilor. Și atunci, deci Matei 28, pentru că telefonul mi se închide și trebuie să fiu foarte atent. La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze, înspre ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie a venit să vadă mormântul. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a așezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui era albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor, nu vă temeți, că știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu este aici înviat, după cum zisese. Venise de vedeți locul unde zăcea Domnul. Și duceți-vă repede de spuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți. Iată că el merge înaintea voastră în Galileea, acolo îl veți vedea, iată că v-am spus lucrul acesta. Ele au plecat repede de la mormânt cu frică și cu mare bucurie au alergat să dea de veste ucenicilor lui. Dar iată că le-a întâmpinat Iisus și le-a zis, bucurați-vă! Ele s-au apropiat să-l cuprindă picioarele și i s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis, nu vă temeți, duceți-vă de spuneți fraților mei să meargă în Galileea, acolo mă vor vedea. Pe când se duceau ele, au intrat în cetate unii din străjeri și au dat de veste preoților celor mai de seamă despre toate cele întâmplate. Aceștia s-au adunat împreună cu bătrânii, au ținut sfat, au dat ostașilor mulți bani
și le-a zis, puneți așa. Ucenicii lui au venit noaptea pe când dormeam noi și l-au furat. Și dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dregătorului, îl vom potoli noi și vă vom scăpa de grijă. Ostașii au luat banii și au făcut cum i-au învățat și s-a răspândit zvonul acesta printre iudei până în ziua de astăzi. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut, ei i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus, apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Așa-i. Deci să ne gândim mereu că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu și și-a dat viața pentru ca noi să fim mântuiți. Deci, sincer, eu nu m-am uitat încă pe videoclipuri și de obicei, adică mai nou acum de regulă, eu nu vă dau multe inimioare și vă mulțumesc la fiecare videoclip o dată sau de două ori. Credeți-mă că nu am, nu știu, decât să vă dau câte o inimioară, două la fiecare, cum vă mai te răspund și Maria sau Mari. Dar eu nu dau vreo 20 de inimiori și vă mulțumesc la toți și vă îmbrățișez cu ocazia asta, dragilor. Vă spun încă o dată, Hristos a înviat, dragilor. Uite, coșul cu ouă nu l-a dus aici, Margaret. Nu avem în bucătărie. Dar noi, nu-i nimic, e în bucătărie. Am ieșit numai noi doi să bem cafeluța cu dumneavoastră. Să vă spunem, Hristos a înviat, sărbători fericite, să vă bucurați încă cei dragi dragilor. Ce să mai zicem? Mulțumim la Dumnezeu, e o zi frumoasă. Eu vorbesc puțin mai încet, că e, nu, mă aud de vecinii pe stradă. Nu. Și de obicei eu vorbesc încet, acum vorbesc, cred că mai încet. Poate nici nu sper să mă auziți, dragilor. Oricum, voi știți că noi vă iubim, vă îmbrățișăm, ne bucurăm că sunteți alături de noi. Cu prilejul acesta mai vedeți și mușcatele noastre și plantele noastre în spate la Margaret. Și astăzi, nu știu ce o să facem, ne mai odihnim, ne mai relaxăm, ne bucurăm de ziua asta specială. Eu nu vă mulțumesc, vă iubesc, vă doresc tot binele din lume, dragilor. Bunul Dumnezeu să fie lângă voi. Ce să mai zic? Poate că, nu știu, astăzi sau mâine mă duc până la frate meu, cu Miriam. Și o să stăm și acolo vreo oră, două, vedem. Venim acasă. Nu știu, poate mă duc în Părculeț cu Miriam, dacă vrea. Ne mai plimbăm, că timpul ne permitem, că e extraordinar de frumos. Deci nu uitați să faceți Pasca, că e foarte, foarte bună, să știți. Arată de aproape, să vadă ce cremoasă e. Uitați, că am rupt anume să o vedeți. Vedeți ce cremoasă e, da, și ce bună e. Vedeți ce bună e. Uitați, așa ceva, de mie tare mult îmi place, vă spun sincer. Deci mie îmi place foarte mult. E cremoasă, e bună, are un gust nemaipomenit. Da.
Mulțumim la Dumnezeu că ne-a dat de Nu toate. vă plac, dar nu știu, no, nouă ne place mult, mai ales la Maria. Maria am topită după ea. Fata m-a Da. cerut și gândiți-vă dacă ia un copil îți cere, mai ales că nu a fost acasă. Normal că i-am făcut și a doua oară. Am vrut să fac altfel, dar ea a zis, mami, eu n-am fost acasă, n-am mâncat din ea, eu vreau să mânc caldă. Normal că Păi i-am să făcut. știți că e mai, mie cel puțin îmi place mai mult asta decât aia cu stafide. Aia cu stafide era prea dulce și aia a Da, fost au foarte fost foarte bună. multe stafide în ea. Cea mai bună Foarte prăjitură cu bună. brânză, eu zic că e Pasca. Da. Acum, Numai fiecare cu gustul da. lui, dragilor. Noi n-am făcut foarte multe. N-am făcut exact ce ne place, puțin și atât. Ne ajunge, Ce să vă spunem? Noi vă dorim. încercăm să nu sărbătorim cu mâncăruri multe, deci de obicei la fel cum facem în fiecare an și, na. Deci încă o dată sărbători fericite, Hristos a înviat, vă doresc tot binele din lume, dragilor, v-am pupat, vă iubesc și vă spun la revedere. Și eu vă spun pupici, Hristos a înviat și la revedere!